După mai bine de 3 zile în care sistemul electronic național de validare a serviciilor medicale Buclucașul SIUI nu a funcționat, paralizând întreg sistemul de sănătate din România, iată că defecțiunile acestuia au fost remediate. Acum acesta funcționează, dar cabinetele medicilor de familie au fost luate cu asalt de pacienți nemulțumiți de aglomerație și de faptul că au fost privați de medicație în regim gratuit sau compensat. La ora actuală, cardul de sănătate văd că este acceptat de sistem. M-am descurcat destul de bine, având în vedere că am un sistem performant de raportare. Am evitat să dau rețete în perioada în care n-a funcționat cardul. Am rugat pacienții să-și cumpere rețetele cu bani și am rezolvat criza. Dar este o situație de criză. Doctorul Filip Panait crede că nemulțumirile pacienților sunt îndreptățite și că asociațiile acestora ar trebui să se îndrepte împotriva Casei Naționale de Sănătate și a Ministerului Sănătății. Este justificată decizia patronatelor de a da judecată și consider că pacienții, prin asociațiile pacienților, ar trebui să dea judecată atât Ministerul cât și Guvernul României pentru implementarea unui sistem informatic de proastă calitate, întrucât la nivel național pacienții au fost păgubiți de multe milioane de lei prin nefuncționarea sistemului și nu numai acum. Deci românii, atâta vreme cât nu știu să-și apere drepturile în instanță, vor fi abuzați permanent de către autorități, care nu știu decât să cheltuie mult bani și ineficient. Ca să nu mai spunem de corupția din sistem, care este anchetată la ora actuală de Direcția Națională Anticorupție. Doctorul Filip Panait apreciază că toți colegii săi fac eforturi uriașe de a face față valului de pacienți aflați la ușa cabinetelor. În mod curent, un medic de familie poate acorda cel mult 20 de consultații într-o zi. În situații excepționale ca aceasta, legată de nefuncționarea cardului, numărul consultațiilor ar putea merge și până la 40, deși fizic nu este posibil acest lucru. Cele mai mari probleme le-au întâmpinat medicii în această perioadă cu bolnavii suferind de boli acute, pneumonii, gripe sau viroze. În aceste cazuri, pacienții, chiar dacă au fost consultați, nu au putut primi niciun fel de tratament compensat sau gratuit, fiind nevoiți să-și cumpere medicamentele care, de regulă, în asemenea situații, sunt și extrem de scumpe. Este vorba de antibiotice în special.